Haideți să vedem în continuare un exercițiu în care ni se cer să aflăm punctele de pe graficul unei funcții definite în enunț F, definită pe R cu valori în R, F de X, 2X plus 1, în care ni se spun diverse informații de abscisa și de ordonata punctului respectiv. Ce vom folosi? Păi, în primul rând, dacă avem un punct M de coordonate AB, trebuie să știm care este abscisa, care este ordonata. A este abscisa și B este ordonata. Pe de altă parte, acest punct se află pe graficul funcției, și deci trebuie să știm când un punct de coordonate AB aparține graficului unei funcții F. Deci, dacă F de prima componentă, F de abscisă egală ordonată. Acestea sunt cele două formule pe care le vom folosi la fiecare dintre subpuncte, exprimând de fiecare dată ordonata în funcție de abscisă așa cum ni se cere. Bun, deci haideți să vedem la subpunctul A. Deci fie M de coordonate AB, cel pe care vreau să-l aflu pentru că eu nu-l cunosc. Și ni se spune abscisa este egală coordonată, deci cele două sunt egale, A egal cu B. Deci, cu alte cuvinte, vom avea un m de coordonate a-a. Adică, în loc să folosesc a și b, le pun ca fiind egale. Punctul ăsta aparține graficului funcției f, deci folosesc formula a doua, adică înseamnă că f de, a, f de a egal cu a. Și înlocuiesc la noi. F de a face cât? 2a plus 1. FDA, înlocuiesc pe X cu A, 2A plus 1, egal cu A din relația noastră, și la aflu pe A. Îl mut pe A în cealaltă parte, 2A minus A, adică necunoscutele într-o parte, cunoscutele în dreapta.